În spiritul pe care cred că l-am început în 2016 sau în 2017, am dorit oarecum să dau un suflu nou și să sprijin și să încurajez învățătura și școala în comuna noastră. Așa cum știți cei mai mulți dintre voi, în cursul anului 2017 am primit ploaia mai mici, în cursul anului 2018 am primit și ploaia mai mici o parte din profesori de la școală. Acum cred că am plăcerea și totodată bucuria să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați obținut la bacalaureat. Să vă felicit pe toți. Să mulțumesc părinților care au avut grijă de voi, dascălilor, profesorilor care v-au îndrumat și care v-au ajutat să obțineți rezultatele astea deosebite. Trebuie să recunosc că în luna iulie am inițiat un proiect Consiliului Local și am propus ca să vă sprijinim, să vă motivăm în continuare în viitorul, pentru viitorul dumneavoastră, să vă sprijinim și să vă acordăm drept premiu câte un laptop. Mulțumim! O să încep întâi cu Amalia. Te felicit că ai obținut anul cea mai mare notă de orașul Roman. Da. Felicitări! Eu cred că am achiziționat aceste laptopuri în sensul în care pot să spun că mi-au plăcut mie pentru performanță și pentru designul pe care l-au. Adică, să înțelegeți un singur lucru, fac cadouri sau dau un cadou care îmi place și mie. Eu sper să vă placă tuturor aceste laptopuri. Mulțumesc! Și să vă prindă bine, să vă prindă bine la facultate, la toată lumea. Mulțumesc! Radu Alexandru Teodor, un premiat de la nivelul satului Cortul. Dumneavoastră a fost ieri pentru că astăzi deja s-a deplasat la București pentru care are examen la Academia de Poliție. Negru Raluca. Felicitări, Raluca. O rotie extraordinară. Mulțumesc. Să-ți fii de bine și să-ți prindă bine. Mulțumesc frumos. De mișcă, Vlad Mihăiță. Felicitări!
De asemenea, în cadrul acestei premieri, o să-l menționez un pic separat și o să-l felicit pentru rezultatele pe care le-a obținut la Olimpiada Națională de TIC, nu? Tehnologia Informației, pe domnul Antici Sergiu. Să înțeleg că la nivelul municipiului român ai fost cel mai bun? Da. Ai fost al treilea pe țară, să înțeleg. Nu chiar. Felicitări! Sper să-ți prinzi bine și sper să ne auzim și la anul. Sper să păstrezi rezultatele foarte bune pe care le-ai obținut în continuare și în anii viitoare. Felicitări! Mulțumesc! Vreau să urmez negociile lor. Și pe anul asta. Eu am intrat la Securitate și Apărare la București și îmi doresc să lucrez mai departe în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Felicitări! Sper să reușesc. Eu am intrat la Iași, la comunicații publice, la CUZA. Sper să ajung să lucrez prin marketing, îmi doresc asta. Cam atât. Eu am intrat la contabilitate și informatică de gestiune și îmi doresc să devin un contabil în viitor. Eu am intrat la contabilitate de cibernetică, statistică și informatică economică și vreau să lucrez pe domeniul IT. Felicitări! Eu am intrat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași la specializare tehnică dentară și îmi doresc să devin un tehnician. Felicitări! Eu am intrat la Facultatea de Limbi Străine din București, pe italiană și română și voi vedea, translat. Felicitări! Eu am intrat la telecomunicații la Iași și vreau să ajung să lucrez în excelență în domeniul IT. Felicitări! Eu am intrat la Facultatea de Matematică și Informatică din București și aș dori să lucrez în domeniul IT. Felicitări! Eu, cu termenul liceu, vreau să intru la Facultatea de Informatică și continui în domeniul IT. Eu am intrat la Facultatea de Medicină și Farmacie din Iași și aș dori să ajung chirurg. Că sunteți cei mai buni copii. Mă bucur că la nivelul comunității noastre avem copii și avem părinți care vă sprijină să obțineți rezultate deosebite. Și sper ca, așa cum am spus anterior, să deveniți un exemplu pentru comunitatea noastră și pentru societatea noastră în general. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc și sper ca aceste cadouri să vă placă și să vă fie bine și să vă fie de folosire în parcursul facultății.